Bine v-am regăsit! Azi ne revedem cu electricitatea, mai exact cu curentul electric. Să vedem întâi răspunsul la întrebarea de data trecută. Întrebarea era dacă putem crea condiții ca la bornele unei surse care este legată într-un circuit, tensiunea să se inverseze, tensiunea la borne să-și schimbe polaritatea. Să presupunem că avem o sursă care are tensiunea electromotoare E mare și are rezistența internă R mic. Această sursă debitează curent pe un rezistor care are rezistența R mare, așa cum se vede în desen. În acest caz, curentul în circuit este foarte simplu de calculat cu legea lui Ohm pentru întregul circuit. Curentul este raportul dintre tensiunea electromotoare și suma celor două rezistențe din circuit, rezistența externă și rezistența internă. Iar tensiunea la bornele sursei în acest circuit se poate și ea calcula cu ecuația tensiunilor. Ea este diferența dintre tensiunea electromotoare și produsul dintre intensitatea curentului și rezistența internă a sursei. Aceasta, din urmă, ecuație ne arată că, într-adevăr, tensiunea la borne poate să fie negativă. Asta vrem. Asta înseamnă că se schimbă polaritatea. Tensiunea la bornele sursei a devenit negativă. În cazul în care produsul I ori R devine mai mare decât E. Dar acest lucru nu se poate întâmpla atâta vreme cât în circuit este doar sursa noastră. Pentru că orice sursă are un curent maxim, curentul de scurt circuit. Și curentul de scurt circuit se calculează cu relația E supra R mic. Cel mai mare curent pe care îl poate da o sursă. Dar chiar dacă curentul ar avea această valoare, gândiți-vă că l-aș înlocui aici, E supra R mic, R mic se simplifică și aici obțin E minus E, adică 0. Adică ceva ce de fapt știm deja, că în cazul scurt circuitului, tensiunea la borne este 0, dar noi vrem să fie mai puțin decât 0, noi vrem să fie negativă, vrem să-și schimbe polaritatea. Deci înseamnă că atâta vreme cât în circuit este doar sursa noastră, nu se poate inversa polaritatea la bornele ei. Dar dacă legăm în serie cu ea încă o sursă care are tensiunea electromotoare E' și rezistența internă R mic prim, o legăm în serie cu tensiunea electromotoare polarizată în același sens, pentru că vrem să mărim intensitatea curentului, nu uitați ce vrem să facem. Ei, în cazul acesta, curentul va avea expresia I', să-i spunem, tot cu legea lui Ohm pentru întregul circuit, E plus E' supra R mare plus R mic plus R mic prim. Aceasta este noua valoare a curentului în circuit. Și mai trebuie doar să punem condiția ca acest curent, I', să fie mai mare decât curentul de scurt circuit al primei surse, al sursei care ne interesează pe noi. Și în acest caz, produsul I ori R mic devine mai mare decât E și diferența E minus I' ori R mic, în cazul acesta curentul este I', diferența aceasta devine negativă. Ceea ce înseamnă că bornele și-au schimbat polaritatea. Dacă înlocuim în această inecuație curenții, o să avem E plus E' supra R mare plus R mic plus R mic prim trebuie să fie mai mare decât E supra R. Ei, dacă rezolvați această obțineți o condiție pe care trebuie să o îndeplinească tensiunea electromotoare a celei de-a doua surse, adică E', pentru ca să avem o intensitate suficient de mare pentru ca să se întâmple ceea ce
am spus deja de atâtea ori, să se schimbe polaritatea la bornele primei surse. Și anume găsim relația E prim, trebuie să fie mai mare decât E, înmulțit cu R mare plus R mic prim supra R mic. Aceasta este condiția pe care trebuie să o îndeplinească tensiunea electromotoare a celei de-a doua surse, pentru ca tensiunea la bornele primei surse să se inverseze. Și acum să vedem rezolvarea problemei de data trecută. Era vorba despre această porțiune de circuit în care trebuie să găsim valoarea intensității I. Din datele problemei se vede că putem calcula tensiunea între nodurile A și B, și anume UAB va fi E2 minus E1, E2 fiind pozitivă pentru că e legată cu borna pozitivă la nodul A, E1 fiind negativă pentru că e legată cu borna negativă la nodul A, plus cele trei tensiuni care se pot calcula prin produsul dintre intensitate și rezistență, adică I1R mic 1 plus I1R mare 1 plus I1R mic 2. Dacă facem calculul, găsim că tensiunea între nodurile A și B, UAB, este 200 de volți. Dar rezistorul R2 este legat și el la aceste două noduri, este legat în paralel cu ramura de sus, ceea ce înseamnă că pe el avem aceeași tensiune, 200 de volți. Și atunci putem calcula intensitatea curentului prin rezistorul R2. I2 va fi UAB supra R2, adică 200 de volți pe 50 de ohmi, adică 4 amperi. Și acum observăm că în nodul A curentul I este curentul care vine și I1 și I2 sunt curenții care pleacă, înseamnă că avem relația I egal cu I1 plus I2, unde dacă înlocuim I1 și I2 cu valorile lor numerice, găsim I egal cu 9 amperi. Întrebarea de azi e legată mai mult de practică decât de teorie. Oricum se plâng mulți în ziua de azi că se învață prea multă teorie. E adevărat că teoria pe care n-o folosim la nimic e un fel de învățare nefinalizată. Dar pe de altă parte, practica fără teorie înseamnă dezastru. În întrebare este vorba despre un bec pe care vrem să-l controlăm din două locuri. Vrem să-l putem aprinde și stinge din două locuri. Adică avem un bec de pildă care luminează o scară lungă care duce, să zicem, în subsol. Ideal ar fi să putem aprinde sau stinge becul respectiv atât din capul scării cât și de la baza scării. Și atunci avem următorul circuit, avem becul, avem o sursă de tensiune, care poate să fie un acumulator, poate să fie rețeaua de curent electric a casei respective, și vrem ca acest bec să poată fi controlat, așa cum am spus, din două locuri diferite, atât din locul A, cât și din locul B. Și întrebarea este ce trebuie să punem în locul A, ce trebuie să punem în locul B, ce trebuie să punem între cele două locuri ca să putem face acest lucru, să putem atât aprinde cât și stinge becul din ambele locuri. Să mergem mai departe. Acesta este textul problemei pe care vreau să o rezolvăm. Avem deci o sursă care are tensiunea electromotoare 12 volți și rezistența internă 4 ohmi. Și avem un bec pe care vrem să-l legăm la această sursă, dar dorim ca puterea becului în circuitul realizat să fie de 8 W. Puterea să fie 8 W.
Întâi, ar fi bine să vedem dacă acest lucru este posibil. De ce n-ar fi? Pentru că fiecare sursă, am discutat asta într-un material anterior, are o putere maximă. Puterea maximă a unei surse se poate calcula cu formula E pătrat supra 4R mic. În cazul nostru, avem 12 volți la pătrat, 144 de volt la pătrat, supra 4 ori 4, 16 ohmi. Ceea ce înseamnă că puterea maximă a sursei noastre este de 9 W. Ceea ce mai înseamnă că, da, se poate, sursa poate să furnizeze puterea de 8 W becului. Este în stare să facă acest lucru pentru că puterea maximă pe care o poate furniza sursa este de 9 W. Și acum să vedem cum facem ca puterea să aibă exact valoarea de 8 W, nici mai mult, nici mai puțin. Formula puterii este puterea este egală cu I pătrat ori R. Una dintre formulele cu care putem calcula puterea, de fapt formula folositoare în cazul nostru. Iar intensitatea curentului se poate calcula cu legea lui Ohm pentru întregul circuit. Și atunci avem că puterea este E pătrat ori R supra R mare plus R mic la pătrat, care se poate scrie pe lângă R mare plus R mic la pătrat este egal cu E pătrat ori R, sau dacă ridicăm la pătrat și desfacem paranteza, P ori R pătrat plus 2 P R mare R mic plus P ori R mic pătrat minus E pătrat ori R egal cu 0. Și după cum vedeți, ne îndreptăm spre o ecuație de gradul 2 în R mare. Dacă o ordonăm după puterile lui R mare, obținem următoarea ecuație, P ori R pătrat, și am doi termeni care îl conțin pe R, plus am 2 PR mic minus E pătrat, ori R, și mai am termenul liber P ori R mic pătrat, P ori R mic pătrat, egal cu 0. Deci am această ecuație de gradul 2 în R. Ecuația, dacă pun condiția ca puterea să fie 8 W, arată în felul următor, 8 R pătrat plus, aici voi avea 2 ori 8, 16 ori 4. Deci voi avea 64 minus 144 E pătrat, totul ori R, plus P ori R mic pătrat, 8 ori 16. Îl și las așa, pentru că se pare că vom putea împărți ecuația. O să vedem imediat. 8R pătrat plus, aici avem nu plus, ci minus, 80R și plus 8 ori 16 egal cu 0. Și într-adevăr, ecuația se poate împărți la 8 și avem în final următoarea ecuație în R mare, R mare pătrat minus 10 R mare plus 16 egal cu 0. Dacă o să faceți calculele, o să vedeți că valorile pentru R, valorile care se obțin, sunt R1 egal cu 8 ohmi și R mare 2 egal cu 2 ohmi. Și acum întrebarea, de ce 2? De ce obținem 2 valori?
Pentru că noi am pus întrebarea în felul următor. Cât trebuie să fie rezistența becului pentru ca puterea lui să fie de 8 W? Și obținem două valori. De ce? Pentru că, dacă vă amintiți, am discutat într-un material anterior că graficul putere funcție de rezistența R mare are un maxim. Are cam această formă. Și maximul se obține pentru valoarea lui R mare egală cu R mic. Și aici am puterea maximă. Aceasta este vârful acestui grafic. Ori eu vreau o putere mai mică. Pentru o putere mai mică se vede că există două valori ale rezistenței R1 respectiv R2 pe care vom obține aceeași putere. Și de aceea obținem două valori. Vom obține 8 W și dacă folosim un bec cu rezistența de 8 ohmi și vom obține 8 W putere și dacă folosim un bec cu rezistența de 2 ohmi. Mai rămâne întrebarea pe care o alegem. Ei, pot să fie aici și mai multe criterii, dar de obicei alegem rezistența mai mare. Pentru că, în acest caz, randamentul circuitului va fi mai bun. Despre randament o să auziți imediat. Vom discuta în ultimul punct al materialului de azi și atunci veți înțelege ceea ce vreau să spun. Deci, de obicei, alegem această valoare a rezistenței pentru a obține o anumită putere. În final, o observație. Dacă am două valori ale rezistenței pe care obțin aceeași putere, înseamnă că pot să scriu odată P egal cu relația pe care am folosit-o ca să ajungem la această ecuație. E pătrat ori R1 supra R1 plus R mic la pătrat, dar putem scrie și P este egal cu E pătrat ori R2 supra R2 plus R mic la pătrat. Și dacă egalăm aceste două expresii ale puterii, obținem o relație care poate să fie foarte folositoare la rezolvarea problemelor, o relație între cele două valori R mare 1 și R mare 2 pe care obținem aceeași putere și rezistența internă a sursei. Și relația respectivă este foarte ușor de ținut minte, R1 înmulțit cu R2 este egal cu R mic pătrat, adică cele două valori, în cazul nostru 8 și 2, sunt în această relație cu rezistența internă a sursei, încât rezistența internă a sursei este media geometrică a celor două. Să vedem dacă în cazul nostru e adevărat. 2 ori 8 este 16 și radical din 16 este 4. Rezistența internă a sursei noastre este 4. Ceea ce înseamnă că de acum încolo, dacă ați găsit cumva o anumită valoare a rezistenței pe care puterea este atâta cât doriți, atunci cealaltă valoare o puteți găsi folosind această relație. Să trecem la ultimul punct. În ultima parte a materialului de azi, vreau să discutăm câteva lucruri despre randamentul unui circuit electric. Ați văzut la rezolvarea problemei de azi că puterea pe circuitul exterior se poate calcula cu relația I pătrat ori R mare. Aceasta este ceea ce numim putere utilă. Este puterea utilă, pentru că ceea ce ne interesează pe noi este circuitul pe care l-am legat la sursă, circuitul pe care îl alimentăm sau aparatul pe care îl alimentăm. El ne dă, dacă e bec, lumina care ne interesează, dacă e motor, lucru mecanic care ne interesează și așa mai departe. Deci aceasta este puterea utilă. Dar sursa
are și rezistență internă și de aceea avem și o putere, să-i spunem putere internă, I pătrat ori R mic, unde R mic este rezistența internă a sursei. Ce-i cu această putere? Puterea asta nu ne interesează, este putere pierdută din punctul nostru de vedere, iar dacă înmulțim această putere, puterea internă, cu timpul cât funcționează sursa, cât sursa alimentează aparatul, circuitul, atunci obținem, de fapt, căldura care se produce în sursă, în timpul funcționării. Orice sursă, în timp ce alimentează un circuit, se încălzește. În ea se produce căldură și căldura respectivă este, de fapt, acea parte din energia sursei care se pierde din punctul nostru de vedere, pentru că nu căldură dorim, cu excepția cazului în care folosim un aparat de încălzit. Și atunci, da, și această căldură este binevenită. Dar, în general, nu asta vrem să facem. Și mai avem ceea ce se numește putere totală, care ar fi I pătrat pe lângă R mare plus R mic, adică puterea în care apare toată rezistența circuitului, rezistența externă plus rezistența internă. Ei bine, randamentul se definește ca fiind raportul dintre puterea utilă și puterea totală, adică I pătrat ori R supra I pătrat pe lângă R mare plus R mic. Se vede că randamentul se poate scrie R mare supra R mare plus R mic. Este una dintre formulele cu ajutorul cărora putem calcula randamentul unui circuit și se vede din formulă, ceea ce știm deja, că randamentul depinde de rezistența aparatului pe care l-am conectat la sursă, de rezistența circuitului conectat la sursă. Dacă împărțim și numărătorul și numitorul la R mare, obținem că randamentul este 1 supra 1 plus R mare pe R mic pe R mare. Această relație ne arată ceva foarte important, că dacă vrem randament bun, atunci R mare trebuie să fie mult mai mare decât R mic. Acest raport să tindă, dacă se poate, spre numere foarte mici, chiar spre 0, și atunci randamentul tinde spre 1, adică spre 100%. Și acum înțelegeți de ce la rezolvarea problemei de azi, unde am obținut două valori ale rezistenței R1 și R2 pe care am obținut aceeași putere într-un circuit. R1 era 2 ohmi, nu invers, R1 era 8 ohmi și R2 era 2 ohmi. Deci am spus că de obicei alegem valoarea R1, pentru că cu cât R este mai mare față de R mic, cu atât randamentul va fi mai bun. Deci, dacă vrem randament bun, trebuie să folosim circuite exteriore, circuite legate la sursă, cu rezistențe cât mai mari. De ce? Pentru că atunci curentul va fi mic. Când folosim intensități foarte mari, sursa se încălzește puternic, pierdem mai multă energie. Dar dacă folosim intensități mici, atunci se produce mai puțină căldură și pierdem mai puțină energie. Și încă ceva, dacă amplificăm această relație cu I, atunci la numărător voi avea I ori R mare, care e tensiunea la borne, iar la numitor voi avea I pe lângă R mare plus R mic, care este tensiunea electromotoare. Ceea ce înseamnă că randamentul se mai poate calcula și cu formula U supra E. Tensiunea la borne împărțită la tensiunea electromotoare a sursei respective. Și în această formulă se vede, ce am spus mai înainte, că dacă intensitatea este mare, randamentul este prost, pentru că tensiunea la borne, vă amintiți, este E minus I ori R mic. Ori dacă am intensități mari, atunci tensiunea la borne scade și se vede din această relație că și randamentul circuitului scade. Atât pentru azi,
La revedere!